Stimați prieteni, suntem la GAL, grupul de acțiune locală, Popricani. Cum se cheamă, domnule inginer? Valea Prutului. Ei, cu ocazia asta vi l-am arătat și pe domnul inginer Cătălin Jalbă, un tânăr, zice primarul, foarte îndrăzneț, foarte activ și noi îl vedem și foarte simpatic. Bună ziua, domnule Cătălin! Suntem gata să faceți primul dumneavoastră interviu sau ați mai dat? Am mai fost așa, da, poate. Ei, de data aceasta să fie cu bine, ca toate celelalte care vor urma să fie și mai bune, că la primul uneori simțim că nu-i chiar cel mai bun, și să reprezentați galul Valea Prutului, da. Cu toată competența și autoritatea dumneavoastră de inginer mecanic. Domnule Cătălin Jalbă, ce vrea galul ăsta al dumneavoastră? În primul rând, asta a fost și ideea galurilor, de a dezvolta o zonă, cum să vă spun eu, locală, că de asta, deci de asta se cheamă și local, da? Da, o parte din... Deci de a contribui la dezvoltarea agriculturii în primul rând, nu? Da, sau nu numai? Da, și multe alte obiecte de activitate. În general, agricultura este activitate de bază în mediul rural, dar în ultimul timp se încearcă să... Să aveți cam de toate, numai pământul să fie lucrat bine. Nu numai, să se încearcă cumva să... ca lumea să se rupe de agricultură, adică să facă cei care fac agricultură, să facă cum trebuie, iar alții să mai încerce și altceva. Servicii, cum s-ar zice, bazate pe... Servicii, cum să vă spun, dacă toată România produce doar porumb, nu știu dacă ar fi... Restul ar cumpăra. Știți? Așa că dacă mai este făină, da, mămăligă, atunci direct puteți să faceți, apropo de deci porumb, glumim un pic. Se poate face. Deci facem și mămăliguță, dar acolo lumea pleacă după pâine. Adică, și în general, știți cum e, dacă un agricultor mare, nu știu, poate lucra 1000 de hectare, dau un exemplu, da, cu un cost de 1000 de lei, 10 agricultori mici, cu siguranță nu vor avea costul pe hectar, știți, de un leu, cum ar veni, știți? Da, da, da. Cu siguranță va fi mai mare și atunci, de asta e bine cumva, cei care cât de cât fac agricultură și au experiența și se vede că pot face, trebuie ajutați, știți? Așa, și iar cei care mai mult încurcă, să zicem, că știți cum... Sunt și din ăștia, nu se poate, sigur, sigur că da. Așa, ea poate să puce de altceva eventual, adică, nu știu, așa văd problema. Cam la câte hectare, da? La 1-1-2, de obicei se ajută tinerii fermieri. Le primesc până în 40.000 de euro, încearcă o activitate, dar... Deci am observat așa mulți dintre ei cam acolo se opresc, adică nu pot să ducă mai mult. Adică nu se duc și către alte... Au putere, da. Știți cum e, în general, afaceri trebuie să ai și noroc și puțin tupeu de multe ori și... Adică fiecare... Nu să o luăm alea că vorba moldoveanului, nu? Un puțin tel, mai organizat. Cam câte hectare credeți că veți administra, veți... cum să spun eu, valoriza, că până la urmă asta veți face, veți da valoare mai multă în galul ăsta. Noi, în membrii fondatori, avem, cred că, 4-5 agricultori mari, din care chiar unul este și președintele galului, cum ar veni, bine, el e onorific, mai mult ne ajută de multe ori financiar. Cine e președinte? Domnul Lungu Vasile. Nu știu, mm-hmm. Probabil că ați... Am auzit de el, da, n-am vorbit cu el. Și chiar am observat că agricultorii mari încearcă cumva să-i ajute pe cei mai mici, așa, dar pe cei care și sunt cumva serioși și au avut o creștere de la an la an. Știi? Adică au demonstrat că pot face. Da, am avut, de exemplu, este în
GAL este tot din membrii fondatori. Un domn care se ocupă de agricultură, un băiat, e tânăr, are 25 de ani. El are o cooperativă și, din ce am înțeles, doar el are în jur de 2000 de familii de albine. Chiar e mare, da? Bine, au muncit foarte mult, sunt familii acolo și le-ați dat deja o niște bani? Au depus din cadrul cooperativei lui, au depus, cred că, 4-5, deci membri din cooperativă, au depus 4-5 membri în încercarea de a se dezvolta, dar ei, cum să vă spun, s-au dezvoltat organizat, adică fiecare... deci, X o să investească în asta, Y o să investească ca să se completeze. Bravo, au gândit foarte bine. Așa. Și chiar băiatul respectiv spunea, de fiecare dată când solicita cineva să se alăture cooperative respective, prima întrebare era de când te ocupi și a doua era cu cât ai pornit și cât ai acum. Pentru că dacă el a pornit cu 5 familii de albine și are după tot 5 ani de zile are 10 sau 20, cu siguranță nu o să poată să ne ajute cu ceva. Mm. Și nici nu e pe el, adică nu are rost. În momentul în care avea pe cineva care a investit, practic ce a câștigat, a investit în exploatația respectivă și așa, atunci, din asta se înțelege că e serios și vrea să facă lucrul ăsta. Care sunt comunele pe care le... Deci, din Iași avem Victoria, Popricani... Deci, partea asta a Prutului. Dar aveți și pe partea cealaltă. Popricani, Trifești, Bivolari. Bivolari, Probota, Andreșeni, Țigănași, iar din Botoșan este Românești, Santa Mare și orașul Ștefănești. Și Ștefănești, da. Da, orașul Ștefănești nu poate depune proiecte decât pe măsura 112 și 121, deci pe axa 1, dar cu doar satele componente ale orașului. Da, pe scurt, acum urmează într-o lună și jumătate să încheiem cu 2013, an greu pentru agricultură, chiar cu ghinion. Așa. Ce mai pot face cei care au voință să depună proiecte? Pe ce măsuri și până când? Deci, până la sfârșitul anului pot depune pe măsura 112, deci pentru instalarea tinerilor fermieri, pe 121 pentru modernizarea exploatațiilor agricole, mai este 312 care pentru activități non-agricole, aici intră foarte multe activități, eu știu, de producție și de servicii. Puteți să exemplificați, da? Servisuri auto, cabinete medicale, nu știu, tipografii pot fi, deci foarte multe, meșteșugării, deci articole din astea, eu știu, coșuri cu fier, deci foarte, foarte multe, sunt sute de activități. Mai este 313 care aici e pentru pensiuni, așa, pentru turism și agropensiuni. 322 este pentru primării, aici nu știu dacă mai este mare lucru, știu că a rămas ceva cam puțin bănuți. Și cam atât, cred, nu știu dacă mai fi. Vedeți ceva. Dumneavoastră, domnul Jalbă, eu am zis până la sfârșitul anului, adică până la 1 ianuarie. Dar presupun că sesiuni vor mai fi și după 1 ianuarie. Teoretic nu ar mai fi, dar se așteaptă un răspuns de la Comisia Europeană pentru a da, deci României și Bulgariei, dacă nu mă înșel, a prelungit termenul de depunere, știți, până... Da. Deși anul următor, bine, nu, probabil că nu tot anul, ci câteva... Hai ca să-i tentăm pe tineri și nu numai să facă aceste proiecte. Cam câte... Ce fonduri aveți? Câți bani? Am mai rămas pe măsura 1-2, am mai rămas foarte puțin, deci sunt 65.000 de euro, atât mai sunt aici. Pe 1-2-1, deci pentru modernizare sunt...
220.000, 219.000 de euro, pe 313 sunt 300 și ceva, 300 și un pic. Per total cam cât? Și pe 313, deci pe total... Cam un milion sunt, din ce... Da, nu știu, 700, 800... 800 de mii de euro. Bun, ce le-ați recomandat dumneavoastră, cel care coordonați activitatea acestui GAL? Și eventual cui? În general, aici cu recomandare cumva mai aș... E mai greu, de ce? Fiecare are ambiția lui, afacerea lui, da? Din propria experiență un lucru. Eu, înainte de a mă ocupa și de GAL, am terminat facultatea și m-am apucat de o mică afacere în domeniul publicității, producției de materiale publicitare. Când m-am apucat, habar n-aveam cu ce se mănâncă locul ăsta și am avut foarte mult de pe tot. Adică, bine, pe parcurs s-au învățat multe, dar s-au învățat și atunci din greșeli și pe banii proprii. Eu acum atrag concluzia că întâi să știe fiecare ce vrea, exact, să vi se adreseze. Majoritatea, știți cum e la noi gândirea, domnule, uite, vecinul câștigă foarte bine din, nu știu, dintr-o activitate, da. Da, un exemplu, orice activitate le avea. Mă apuc și eu de lucrul ăsta. E un punct de plecare foarte prost. Se întâmplă cazuri în care, chiar o persoană se apucă de activitate și chiar iese, deși nu știe nimic. Și iarăși trag o concluzie, dar, domnul Cătălin. Ăștia sunt foarte puțini, știți? Și anume, concluzia este că, unu, omul trebuie să știe foarte bine ce vrea, doi, trebuie să se priceapă în meseria respectivă, și trei, să aibă și acordul dumneavoastră ca să se dezvolte mai accelerat, nu? Acordul nostru nu... Păi dacă îi dați bani? Păi, da, noi îi dăm. Eu o să depunem un proiect, adică... Păi da, dar doar nu îi dați degeaba. Da, legal, nu se pune problemă. Da, normal. Ideea este că asta e, trebuie să știe... Am avut cazuri în care au venit persoane, domne, ce aș putea să fac. A, deci oferi și consultanță? Da. Noi am dat idei, dar știți, eu dau idei din punctul meu de vedere ce ar merge, ce activitate ar merge la cunoștințele pe care le am eu. Chiar spusesem cuiva la un moment dat, domne, uite ce am văzut că merge pe ce știu eu. Știu o firmă din București care aduce chipuri pentru LED-uri din China și face ansamblare în România și le vinde foarte bine și nu fac față producției. Dar persoana, eu nu știu nimic de așa ceva. M-a întrebat pe mine, eu îți spun părerea mea. Deci fiecare trebuie să știe în ce se bagă. Ne-am întors la precizările inițiale. Adică, da, asta e. Și în agricultură. Sunt foarte mulți care s-au apucat și au cumpărat animale, au luat în arendă teren, s-au cumpărat teren să lucreze, au văzut, domne, uite că dau ăștia bani pentru agricultură și la nivel național și nu știu ce. Dar în momentul în care te-a pus să depui un proiect și să faci o activitate în domeniul agriculturii, să desfășori activitate în domeniul agriculturii, doar pe ideea că o să-ți dea cineva niște bani la un moment dat și nu pe ideea că să te dezvolți, într-adevăr, îți merge la început, dar după asta, când ești cu picioarele tale, s-ar putea să observi că ai picioarele. Deci există o condiție să reziste un număr de ani, da? Da, este, dar e una să reziști doar în acte și una să reziști real, știți? Adică s-ar putea să fie un stres mult prea mare pentru niște bani care i-ai obținut. Acum o întrebare directă și cu asta ne apropiem de sfârșit, domnule Cătălin Jalbă. Domnia ta, la 30 de ani, familist, cu un copil și foarte curând cu al doilea, să vă trăiască toți, să fiți sănătoși toți. V-ați apuca cu toată încrederea acum să dobândiți fondurile astea de la GAL? Da, eu chiar am vrut la un moment dat, dar am ajuns la o concluzie. Așa, știți cum e, dacă e să faci un lucru, fă-l bine. Și am ajuns la concluzia că pe ce voiam eu să fac, la valoarea care vreau să o fac, nu se merge. Mai exact, era o valoare destul de mică.
Deci ori faci o treabă serioasă, ori nu te mai... Și, da, deci pe măsura 312 și valoarea proiectului era undeva în jur de 30-35 de mii de euro. Cât e cea mai mare sumă pe care o puteți da? 200 de mii. Deci dacă unul are de unde găsit 100 de mii, el mai... De exemplu, pe măsura 312, cofinanțarea e de 30% pentru servicii și 15% pentru activități de producție. Deci e un procent foarte bun, știți, să vină solicitantul. Să vină cu 15% în final. Bine, da, trebuie făcută investiția. Na, cum se lucrează în mod normal? Da, ca să zic așa, fără contribuții personale, nu mai... Doar pe măsura 112. Adică? Deci, aici, numai la apicultură și alți tineri. Da. Deci asta, aici se primește un avans de 60%. Încă o dată, domnule Cătălin, e un avantaj cu galul în ajutor sau nu? Da, atât timp cât solicitanții sunt serioși, zic eu așa. Deci, avantajul păi sunt... care e rolul dumneavoastră? Nu să vedeți dacă sunt serioși sau nu? Ba da, dar... Și atunci? Cum să vă spun, este o chestie... Îți place, nu-ți place de ideea omului sau... chiar dacă știi că depune un proiect... Dar nu în ideea de a se dezvolta. Adică numai să iau o investiție, să da, zic da, așa. Dar atât timp cât în acte totul e în regulă, nu poți să zici nimic. Strict numeric, cam câte proiecte ați primit în toamna aceasta? Sau până acum? Până acum cred că sunt, nu știu, în jur de 50-60, cam pe aici. Credeți că veți mai primi până la 1 ianuarie? Da, da, cu siguranță. Abia așteptăm să consemnăm. M-am bucurat să vă văd, domnule Cătălin Jalbă, m-am bucurat să vă văd la primul dumneavoastră interviu. Nu-i chiar așa de rău, așa că vă doresc sănătate.